Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, începe o nouă ediție Schimbare de Look. După cum bine observați, sunt înconjurată de rochii și asta pentru că îmi plac foarte mult, dar și pentru că vreau ca ediția de astăzi să fie una specială. Una specială așa cum este invitata noastră, care se numește Selime. O să o cunoașteți puțin mai târziu după introducerea mea în poveste. Întâi o să vă spun că astăzi încercăm să ne croim așa un drum spre a ne face frumoase printre rochii, printre hăinuțe, apoi mergem să ne aranjăm, să ne machiem, să ne facem părul așa cum știu specialiștii să ne aranjeze. După care o să vă arăt și rezultatul final, dar până una alta vreau să vă spun că fiecare ediție, așa cum bine știți, este o provocare în a convinge doamnele și domnișoarele să facă un pic din ce le spunem noi pentru că le învățăm de bine. Și unele acceptă provocarea, altele nu. Important este că la finalul fiecarei zi de filmare toată lumea este mulțumită. Noi de ce am realizat, ele de ce rezultat frumos au obținut atunci când se uită în oglindă, este un impact foarte mare și tot așa. Până una alta vă prezint pe Selime. Este o doamnă în toată regula și trecem de la domnișoare de 18 ani la o doamnă. Haideți să o vedem. Fiecare femeie are șarmul și personalitatea ei, iar participanta de astăzi a demonstrat cu succes acest fapt. Selime este din Năvodari, este mama unui băiețel, dar acest lucru n-a privat-o de plăcerea de a se aranja și de a-și arăta feminitatea. Și-a dorit să participe la emisiune tocmai pentru a se asigura că ieșirea în club cu soțul ei va fi perfectă din toate punctele de vedere. Pentru asta, împreună cu Aida, mama a asigurat că ținutele pe care le va proba vor fi în ton cu stilul ei vestimentar. Bun regăsit, Aida! Sunt mândră că ești și astăzi alături de noi și știu bine că tu nu ne lași la greu și astăzi avem o misiune specială, după cum au aflat și telespectatorii din prezentare, după cum ai observat și tu încă de când ai ajuns aici. Le spunem secretul telespectatorilor? Spune-ne dacă vrei! Le spun secretul, astăzi ne-a ajutat ca să înțelegeți că nici Aida nu o să știe prea bine ce și cine se află în cabină. Astăzi, cum am ajuns aici, ne-a ajutat Izabela, mâna ei dreaptă, să alegem ținutele, să discutăm cu Selime, să ne hotărâm ce și cum. Bine, avem o doamnă care, după cum ai văzut-o și tu, nu pare doamnă, pare domnișoară, dar asta vom discuta pe parcurs, care vrea, după cum am spus, să iasă din nou, să simtă ale tinereții valuri, să iasă probabil cu soțul într-un club și să guste din febra aceea clubului, a vieții de club, de discotecă, cum era odată. Este o bună idee, E bună mi se ideea, nu? pare. Chiar dacă suntem căsătorite sau avem copii sau nu mai avem neapărat 16 ani, 20 de ani, deci să nu ieșim la club, trebuie să ieșim oriunde. Credem că poate să fie un loc care să ne aducă un strop de optimism, să vedem ce se mai întâmplă în oraș, cu ce se mai Bine, îmbracă lumea, cum asta, se mai comportă. dacă tot am intrat direct în subiect, o să spun că mi se pare ok să mergem la club, dar cred că și acolo este o anumită vârstă. Știi cum este și la ținute, la rochii? De la o vârstă nu mai poți, mamă, să porți mini. Cred că așa este și într-un club. Bine, știi cum este diferența între persoanele care ară cluburile, cum se spune tot timpul, și cele care, ca mine, de exemplu, ca ea, care simțim nevoia să mergem din când în când. Nu, eu vorbeam de stop club la 40 spre 50 încolo. Niciodată nu există Ce stop optimistă e. club. Nu, atâta timp cât avem atitudinea necesară, tonusul respectiv și, bineînțeles, ne îmbrăcăm ok pentru Asta locația vreau de să zic, acolo. ne îmbrăcăm adecvat și nu exagerăm doar pentru că acolo Nu, vine nu. doar tineret și să ne îmbrăcăm și noi ca tinerii. Nu, să nu fim caragioși, dar trebuie Nu. totuși să ne potrivim cu locația unde mergem. Ca întotdeauna asta am învățat de la Aida încă de când am pășit. Bine, știam și eu, dar m-am învățat și ea mult mai multe. Am rugat-o pe Selime să încerce o provocare de cum a ajuns aici și a spus că ar prefera ca toate fetele se crede puțin cu mai plinuță, ea nu este, nu e Mie mi deloc. se pare că se vede ea mai mult decât Nu contează, fiecare cu ideile sale. Important este că ea ne-a rugat să alegem un anumit tip de ținute, cele să sublinieze talia. Noi am făcut o propunere, eu și Izabela, o propunere puțin altfel și vrem să vedem ce rezultat avem. O poftim pe Selime, nu? Și e Selime pentru că nu e Selime. Hai, Selime, să te vedem!
radiază de tinerețe și de frumusețe. Mie îmi place, întotdeauna mi-a interesat părul creț și ești o norocoasă. Sunt sigură că voi, fetele cu părul creț, întotdeauna v-ați dori părul drept. Exact. Ce tare! Bun! Spune-mi ce părere ai de varianta asta, elegantă. Foarte așa. Elegantă. Culoarea e ok, porți da, roșu de obicei? Îmi place culoarea roșie. Mi se pare mie că te simți un pic cam sobră în ținuta da, aceasta. Nu de club. Nu de club. Ca un restaurant, o cină romantică, da. Da. Bun, asta e părerea ei despre ce am găsit noi. Ia spune-mi, Aida, ce părere ai? Da, are dreptate. În principiu, se pretează mai bine pentru un restaurant sau o locație ceva mai elegantă decât clubul. Sau cu o altă atmosferă, însă îi stă bine cu genul ăsta de îmbrăcăminte și dacă ar merge așa, nu ar fi o problemă. N-ar face adică notă discordantă cu ceilalți elevi din club. Exact. Să intră la capitolul merge. Merge și atât. Merge și atât. Nu este wow. Trebuie da, să căutăm wow. Întotdeauna, n-am apucat să spun, dar întotdeauna când avem fete invitate în emisiune, le urmărim reacțiile în funcție de ieșirea din cabină, cu ce probează. Și până nu găsim o ținută care să le facă să radieze și să le facă să zică da, asta e, știi ca la rochia de mireasă, exact. Când știi tu. Eu nu știu, dar tu știi sigur. Tu ai trecut și testul și momentul. Bun, este o variantă. Este o variantă, o avantajează genul ăsta de ținută și trebuie să-l ia în considerare în viața ei de zi cu zi sau în anumite situații când are nevoie de o astfel de ținută. Da. Să știe că îi stă bine și că nimic nu este ne la locul lui, culorile vin bine, modelul fustei stă foarte bine da. Și lungimea, deci este foarte ok. Bun. A intuit ce vreau să o rog să fac o piruetă, a făcut-o deja, este totul în regulă. Atunci te poftim să încerci ținuta următoare pentru că vreau să văd cum te simți în fiecare. E ok. Așa, am văzut clar că, bine, spun sincer, mi-aș fi dorit să deși este minionă, mi-aș fi dorit să încerce o rochie lungă cu un toc înalt. Mi-aș fi dorit să încerce o rochie mai pompoasă, așa, mai de, după cum spunea așa, după perdeluța aceea de la cabină, chiar și fiul ei, pentru care un fiu, chiar și el și-ar fi dorit să o vadă pe mami mai prințesă, mai înrochită. Am putut eu să o conving. Este important cum se simte ea și ce vrea ea. Referitor la ținuta pe care tocmai ce a purtat-o, avem o bluză de mătăsică care pe dedesubt, eu știind foarte bine plusurile din magazin, vă spun că are o blură de bumbac 100%, ceea ce oferă foarte bine confort. Confort, vreau să zic și eu, da. Nu întâmpinăm probleme cu transparența bluzelor. Uh-huh. Deci în momentul în care avem dublură și partea de mătase de deasupra, alunecă și bine, ne simțim și ok și nu este transparența aceea care poate ar fi fost prea exagerată pentru gustul ei. Da. Tocmai de asta am încurajat-o să ia în calcul o astfel de bluză, să o aibă în garderobă, fie roșu, fie la alte culoare, în general dă bine pe culori aprinse. Nu se vede faptul că are copii, faptul că, da, poate nu e toată ziua numai la sală sau mai știu și eu pe unde, toată ziua aia cu ochii în oglindă, însă iată că arate bine și genul de fustă conică, dar deasupra genunchiului, îi se potrivește. O să spun un secret, am văzut ținuta aceasta creată așa, compusă, nu creată, compusă de Izabela pe un manechin. Când am fost săptămâna trecută și mi-a atras atenția. Eu inițial am crezut că este rochiță și acum când am ajuns i-am spus Izabelei, dăm rochia care era acolo pe... Dacă mi-am zis, nu. Bine, i-au aranjat puțin bluza într-o parte. Nu mai știu, asta nu mai țin minte. Da. Bun. Arăta puțin mai asimetrică. Mai asimetric pentru că ea având aici o bază elastică de desubt, îți permite în funcție de cum ți se pare și cum te simți să o lași simplă, așa cum o poartă concurenta noastră de astăzi, sau pur și simplu poate fi pusă în diferite exact. Forme. Da, fiecare este liber să improvizeze și să aducă un plus ținutei pe care o poartă și cu felul în care o poartă și cu felul în care o așează. Bun, atunci lucrurile sunt foarte clare. Aș vrea să văd următoarea ținută dacă este Selima gata, pentru că este și acolo plină de surprize în cabină și trebuie să vadă și Aida mai bine așa cum îi șade. Selima, cum ești?
pic așa am reușit și după cum zâmbește o văzi pe ea că îi place. Da, simt și foarte bine. Se simte și foarte bine și nici o parte, îți garantez, nici o parte a corpului tău nu arată în neregulă. Deci totul este îți vine exact așa cum trebuie să-ți vină. Zi-mi părerea ta, unde crezi că ar merge, că la club nu cred că ar merge. Nu. Un cocktail ar veni foarte bine. Îmi place foarte mult, aveam impresia că mi se va vedea burta, dar datorită acestei croieli, cred că... Te ajută, nu te încurcă. Bun, o să te rog să faci tu ușor așa o piruetă, să se vadă și minunea de fundă de la spate și Aida să-mi spună părerei. Din nou avem în față o situație și anume că este bine să încerce cine vine în magazin. De toate, avem de toate. Propunerile celor de aici. De ce? Pentru că ea a venit cu o idee și iată constată și altceva. Dacă nu i se propunea, automat nu știa. Da. Și ar fi încercat să se ascundă în tot felul de lucruri. I-am arătat și la cabină, vă să vă spun un secret. Suntem pline de secrete azi. Da, am întrebat-o, ți se pare că eu sunt mai slăbită decât tine sau am un volum mai mic decât tine? Nu. Se pare că sunt chiar caragioasă astăzi. Arăt chiar. Ai știu cum să fii problema. Da, și atunci a constatat, adică, de fapt, nu e problema că credem noi că avem o burtică sau că nu ne stă bine cu un anumit model de rochie, este vorba de cât de bine executată rochia. Da. Iar aceasta are o execuție impecabilă, are o linie foarte bună și un croi foarte bun. Și materialul, am pus mâna aici pe așa și mi s-a părut foarte confortabil. Mai fă o piruietă ca să te vadă lumea. Asta foarte... înseamnă produsul, încerc scuze, asta înseamnă produsul românesc și croiul pe corpul românesc sau corpul în principiu proporțiile europene. Da, 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 ne spuneai tu de creațiile românești și acum că ai adus vorba, da, e bine să fie făcute creațiile în țara ta, pentru că modelele sunt luate din țara ta și atunci totul e în exact. Grafic. Poate nu numai eu am întâlnit, cred că și voi. Da. Un produs care este chinezesc și ne uităm la XXL și nu ne vine. Da, pentru că fetițele XXL din China sunt chiar... Pentru că sunt alte staturi. Deci eu cred că sunt XXL în China. Ca să dau un exemplu. La produsele turcești, de exemplu, eu port un M sau un 40 în general. Cădeau. Am înțeles. Deci produsele în general din Turcia, din țările arabe și așa mai departe au alt sistem de numerotare și de asta este bine ca ceea ce purtăm, mai ales pentru că modelul, tiparul este pe proporțiile noastre. Iar aici este croiul care este impecabil. Da. Bun. Îmi pare bine că Selime a luat în considerare... Selime? E greu să... când nu știu, na? Seli. Gata, am stabilit. Mă bucur că Seli a luat în considerație această variantă. Mergi și încearcă și pe cealaltă și pe cealaltă, ca să fim sigure că le-ai încercat pe toate. Este de bun augur ce-ai spus, pentru că, uite, odată vine omul în magazin și... cere un număr și se întâmplă să se enerveze și cea care îl servește și el ca și client să pierd jumătate de zi. Dacă se enervează persoana care servește, este o problemă. Da. Adică persoana care servește trebuie să aibă răbdarea... munți de răbdare, pentru că asta este practic munca adevărat. Ei și activitatea ei. Dacă problema cea mai mare este a omului care vine, a persoanei, a doamnei noastre în cazul ăsta, să probeze ceva, este o problemă, pentru că în momentul în care ea știe că poartă 38 și s-a uitat, unele nu au răbdare. Da, da, intri în depresie la un moment dat, da. Când tu știi că poartă 38 și ei 42. Da. E, aici mai intervine și altă problemă și este bine că o discutăm astăzi. Liniile de haine super slim. Deci toate tăieturile slim vom avea surpriza că dacă purtăm de obicei 36, să poartă 34. 34 sau în cazul în care sau sunt anumite croieli în care iei cu un număr 2 mai mare. Ca să ți vină bine. Deci depinde. Da, 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 da. Bun, sunt tot felul de încă nu m-am apucat de design și de design vestimentar și croitorie,
Dar cred că o să intru și în domeniul ăsta și o să aflu cât mai multe lucruri. Dar de shopping te-ai apucat și te-ai apucat de mică. Da. Și nu cred că îți place să te plictisești, să ții câte trei produse din aceeași serie, dacă ai norocul să le găsești, nu, ca să le probezi pe toate trei să vezi dacă... Frecventez un anumit sector de magazine unde deja știu mărimile exact și când mă duc, rar se întâmplă să cumpăr ceva, să ajung la cabină cu un produs și să nu fie potrivit pentru mine, să mă schimb, bine, să mă duc iar în mână. Eu știu, tu ești slăbuță, nu ai măsuri chiar mici, așa. Vă spun eu, găsește la orice produs, problema cea mai mare este a persoanelor care poartă peste 42, de la 42 încolo, s-ar unde deja se modifică croielile și în general își găsesc cu atât mai greu hăinuțe. Da, se întâmplă și așa și este, îmi pare rău. Bun, mergem la Selime în cabina așa amândouă să vedem dacă are nevoie de ajutor, să vedeți și voi următoarea ținută, să o pregătim cât mai bine. Uite-o că vine și este, are așa un aer, plec la club în seara asta. Îndrăzneață. Da, e îndrăzneață și îmi place, am văzut, ai și tu? Da, și îmi place de mor, geaca asta. Când o văd și pe Aida și uite că acum o probezi și tu, fă o piruetă, te rog, să se vadă întru totul. Îmi place croiala, îmi place îndrăzneala, îmi place tot la ea. Selime, cred că ai spus deja. Exact. Culoarea, cred că îți place. Da, e culoarea mea, una din culorile preferate. Nu sunt foarte îndrăzneață. Și ca și culoare nu e așa de îndrăzneață, dar ca și material, da. Mm-hmm. Cred că nu poartă de obicei materialul ăsta, nu? Nu. Ia zi-mi, Aida. Poate fi un început, exact. Pentru că pe negru acest latex este destul de agresiv. Pe nuanța asta e mai... Exact. Latexul acesta, imitația aceasta de piele pe negru la o rochiță, la altceva. La genul ăsta n-am îndrăznit nici eu, dar am optat pentru acest nude, bej. Mai fetelor, dar eu o să vă spun că bejul la acest material e mult mai îndrăzneț, adică un pantalon mulat spre alb duce mai mult la îndrăzneală decât unul negru, zic eu. Noi suntem doamne sau doamne în devenire, unele dintre voi. Și atunci vedem atât de mult imitația de piele neagră, încât noi trebuie să venim cu altă culoare. Super, bravo, Aida! Bun, ar putea să meargă în club așa, dar cred că o să-i fie foarte cald. N-ar putea să meargă. Nu? Dimpotrivă, toată ținuta este merg la club, se vede. Da. Pentru că este cald, ea doar intră așa, după care da frumos da. Jos acest superb sacoaș. Sau dacă îi place foarte mult sacoul, poate să stea mai mult prin fața clubului, în așteptarea soțului sau în așteptarea taxiului. Deci chiar dacă îți propui să ieși, să pleci spre casă, mai stai puțin, te faci că nu vine taxiul. Nu? Bun, pe dedesubt avem o bluzică care să meargă pentru club și atunci este o ținută perfectă. Da. Ceva mai transparent, ceva mai imprimeu cu animăluțe, animal print și atunci totul o să meargă bine. Nu desfacem până jos pentru că nu vreau eu să fie clar. Rămâne așa ținuta pentru că îmi place închisă. Cam la ce oră am putea să ieșim din casă într-o țintă de asta? Și în timpul zilei și... După amiaza. După amiaza, nu? Nu mi se pare o țintă de dimineață. Nu, deși eu mai fac. Da, dar tu vii și stai aici și când pleci spun. Nu mai e dimineață de mult. Poate contează și viața pe care o avem. În momentul în care știi că trebuie să ajungi în anumite locuri sau ai anumite chestii de punctat în fiecare zi, eu dacă trebuie să plec la 8 sau la 10 dimineața trebuie să-mi iau un calcul lucrul ăsta. De multe ori îmi iau o mașină, uh-huh, da? Și după aceea unul unde trebuie să merg. Adică contează foarte mult viața de zi cu zi. Însă un astfel de sacouț pe mine m-a scos din multe situații. Păi bineînțeles. Așa că poate fi o opțiune. Bineînțeles. Bun, dacă vrei reține și această ținută și cred că mai e una singură, nu? Hai să o vedem și pe ultima. Sunt nerăbdătoare să văd ce alege Selime. Selime. Deci așa o să țin toată ziua. Eu acum, când i-a plecat spre cabină, am observat ceva. Și e bine de spus, pentru că pe lângă ceea ce facem noi aici, este bine ca doamnele, domnișoarele care se uită la noi să învețe în fiecare zi câte ceva. Ia zi-mi, ce ai observat? Am observat, noi am, pentru că nu punem accentul pe încălțăminte, Selime, uh-huh, da?
a avut în picioare pantof negru. Da. Datorită înălțimii pe care o are și da. Felul cum era îmbrăcată, era ideal să aibă o continuitate de pantof nu de aceeași culoare. A vrut să-și pună, dar nu prea am găsit număr pe da. Aici, prin zonă. Exact. Adică depinde foarte mult de ce avem noi magazin la momentul respectiv. Dar eu spun ca doamnele de acasă și domnișoarele să știe, pentru că atunci când nu suntem foarte înalte și când îndrăznim culori de genul ăsta, ar fi bine să avem o continuitate și în partea de jos cu aceeași nuanță sau ceva apropiat. Să nu închidem cu un negru. Ok, ok, este bine de reținut. Greșeala noastră că nu ne-am dat silința să găsim. Da. Dar este bine de spus. Bine, o să mai fac eu o mențiune la ținuta pe care doar ce a purtat-o. Din cauza faptului că probăm hainele aici și trebuie să vină perfect în fața camerei când vi le prezentăm, sunt mici ajustări pe care le facem. Am mai avut în trecut o ajustare a decolteului cu un bol și am menționat de el. Cred eu că e mai bine să spunem lucrurile acestea decât să ne facem că... Nu se vede. Nu. Acum îndoisem, de exemplu, pentru Selime, pantalonul jos. Evident că dacă ea va dori să păstreze acea pereche de pantaloni, cei care o ajută pe Aida la ajustări vor face tot posibilul să fie așa, asta am să vii vină perfect. Noi aici improvizăm ceva cu un bolduleț sau un ceva ortors. Pentru clienții care ne trag pragul pentru vizite, și probe. Mai departe, avem un contract foarte bine pus la punct cu atelier de retușuri, atelier de lux, care face totul impecabil, fără greșeală, arată exact ca din fabrică și atunci, în cazul acesta, scurtat de pantalon sau scurtat de rochiță sau ajustat ceva, le facem fără cost suplimentar pentru clientele noastre și pentru persoanele care ne calcă pragul, pentru că respectăm lucrurile. Și vă spun eu un secret, Aida este foarte exigentă și când vine vorba de oameni pe care să-i recomande, n-ar recomanda pe oricine, așa. Sunt sigură că dacă menționează despre aceste persoane, sunt niște persoane de calitate, că nu ți-ai pune obrazul. Nu. Și nu ai colaborat cu persoanele respective. Eu muncesc, consider, prea mult și activitatea asta a fost construită pas cu pas și nu mi s-a dat nimic, da? Și atunci, exact, nu mi se pare normal ca după toate eforturile noastre să dezamăgim clienții și să ne pierdem pentru faptul că nu se fac niște retușuri ok sau pentru că nu se fac retușuri de către noi. Considerăm că este un bonus și un cadou pentru clienții noștri care au nevoie, care da? Au nevoie de lucrurile astea să-l facem și pentru că îl facem, îl facem foarte bine. Da. Da, da, da. Chiar vă recomand și atunci când mai vorbesc cu prietene care au nevoie de câte o rochie și le menționez magazinele Aidei, țin neapărat să adaug și faptul că dacă nu-ți vine, Aida te va ajuta să-ți vină bine. La 99% din cazuri sunt soluții. Da. Pentru nu-mi vine sau este prea mic. Clar, dacă e puțin mai mare, se rezolvă sau trebuie puțin scurtat sau ceva. Dar dacă e prea mic? Situație dacă este prea mică, de exemplu, cu un număr. Există niște rezerve în lateralele rochițelor care se pot da drumul. A, nu știam, uite, asta apoi e bine. Există posibilitatea de, dacă rochița permite și arată bine în felul ăsta, de exemplu, dacă pe spate are un fermoar care el este ascuns, putem să-l ascundem mai puțin decât este. Adică a, să-i mai dăm... Altă variantă. Mai există și altele. Un hanou pe spate, de exemplu. Ce este un hanou? Avem chiar aici la o rochiță. A, un corsetul exact, acela cu... Anulăm cusătura de pe spate, lăsăm o descoltere. Am înțeles. După care se pun niște găici și un jurnulet sau ceva care se potrivească cu ținuta în tocmai. Există două variante. Cea care pe spate rămâne spatele gol da. Și cu atișorile respective sau elastic. Dublură frumos. Așa. Adică arată rochia tot îmbrăcată, care noi o aplicăm pe dedesubt și de pe deasupra vine lucrul ăsta. Da. Adică depinde... cât de mult vrea să descopere persoana respectivă. Foarte deci, inteligentă soluția. Iată, am avut o altă variantă sau chiar săptămâna trecută. I-a plăcut foarte mult unei domnișoare, o rochiță care avea mânești de dantelă. Da. Pentru că rochița era dintr-o dantelă mai puțin flexibilă și nu elastică. Avea o constituție slăbuță și ok și venea foarte bine mărimea respectivă, însă pe mâneci o ținea. I-am făcut, era posibilitatea să-i lărgim puțin mânecuța, dar nu sau, a dorit. Uh-huh. Și atunci, efectiv, a făcut o aripioară dintr-o mânecuță foarte și arăta foarte bine. Deci, suntem deschiși, discutăm, vedem, dar asta înseamnă comunicare la cabina, asta înseamnă ca persoanele care trec pragul să spună.
și să-și dorească neapărat modelul respectiv, da, rochia respectivă, care să aibă nevoie de niște ajustări. O să spun sincer, bine, magazinele de prin mall-uri, cele cu haine, cu blugi, cu tricouri, cu bluze, nu au cum să facă așa ceva, ar fi un volum foarte mare de muncă. Dar de fiecare dată când mă duc să-mi cumpăr ceva și nu este o rochie care trebuie ajustată ca să-mi vină mie perfect, prefer să nu cumpăr decât să mă apuc să mai dau bani și pe ajustat. Iată, facem un lucru bun pentru cliente, da? Că pleacă mulțumite, stau liniștit, le-a plăcut, da, chita, știe că se rezolvă și nu mai caută într-o sută de locuri și să se transpire, să se enerveze, să, că nu găsim sau că nu ne place. E și pentru noi, pentru că din moment ce persoane îi place modelul, nu? Da. Și vrea să-l cumpere. Da, da, trebuie, da, să venim, da, cumva în soluționarea acestor dorințe. Bineînțeles. Pentru că e păcat, ne trec pragul, vin până aici, ocupăm timp, da? Timp, pentru spațiu. Și atunci să nu găsim soluții până la capăt. Mie mi se pare un lucru cât se poate de frumos și întotdeauna marile magazine sau magazinele care se respectă la hainele de ocazie, la rochii, la ținute mai speciale, fac lucrurile acestea foarte bine și să țină tot așa și voi să nu rupeți legătura cu atelierul despre care tocmai vorbeam. Vreau să văd dacă Selima este gata și să vedem ultima ținută pe care a ales-o. Selima, ești ok? Da. Hai să vedem. Ce variantă interesantă avem aici. Cred că te simți foarte bine, nu știu de ce. Mă simt cel mai bine. Cel mai bine. Selima ne-a menționat încă de la început despre plăcerea ei de a îmbrăca pantaloni și de a adopta stilul un pic mai sport, mai și se vede, casual sport. Se vede, se simte bine și câteodată sunt de părere că dacă așa te-ai obișnuit și îți place și te simți bine, da, na, pentru ce să mai... Schimb, da? 7000, da? Ia, că vine Ida. Și să spun că atunci când încerci altceva, e posibil să depistezi o stare cu totul superioară decât ceea ce ai avut dinainte. Da, da, ai dreptate. E ca și cum ai mânca ceva ce îți place foarte mult și găsești, descoperi un alt gust mult, da, mai... Da, și vei fi uluită. Foarte frumoasă e și știm destul de bine că se poartă asimetriile. Na, nu știu ce să spun. De la spate pare rochiță, din față pare fetiță. E o vorbă mai urâtă, dar nu-i se potrivește ei acum și nu o spun. Este ținuta ideală pentru tine. Da? Da. Deci poate să o adopte liniștită. Și pe lângă faptul că se integrează perfect în decorul clubului, pe lângă faptul că ea se simte bine, pentru că de obicei optează pentru chestii de genul ăsta, cu siguranță va fi admirată și este ținuta aia simplă, ok, în grafic, dar wow, pentru da, că are elementele necesare. Da, 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 da. Foarte frumoasă este și vreau să spun că în momentul ăsta ar trebui să te duci la cabină, să te schimbi în hainele tale și să vii cu varianta care ți s-a potrivit. Da, eu... Nu că nu mai e nevoie. Asta vreau să zic și eu. Nu mai lungim. Deci, clar, asta este ținuta pentru care ai opta. Ok? Da. Rămâne varianta finală. Bun, avem și un rezultat final. Te poftesc totuși să te schimbi, că nu mergem așa pe stradă spre coafor. Și te așteptăm să ne luăm la revedere de la Ida și de la telespectatorii eBay, pentru că trecem la telespectatorii Beauty Salon și trebuie să ne facem treaba și acolo, pentru ca Selima la sfârșitul zilei, serii, să fie, pac, cât mai bine pregătită pentru club. Zi-ai, dacă vrei să zici ceva. Bine arată, da, Selima. Da. Ce înseamnă ținuta potrivită? Bizarre Fashion, ca de obicei, se bucură să ofere ținuta concurentelor care vin în emisiune, participantelor. Da. Mă bucur că avem provocări ca de fiecare dată. Mă bucur că și astăzi, uitați, într-o astfel de situație, nu s-a optat pentru o ținută mai office sau mai de restaurant la club. Da? Deci a fost exact ceea ce trebuia.
pentru tema noastră de astăzi și este bine că s-au văzut și celelalte variante. Și uite că se vede și, te întrerup un pic, se vede și diferența între vârste. Adică la 18-19 ani căutăm altceva pentru club, avem dovadă emisiunile anterioare unde domnișoarele încercau altceva. N-ai fi văzut o domnișoară de 18 ani îmbrăcată așa. E, nu, căutau rochii, voaluri, nebunii, decolteuri. Da, cum spun eu, varianta prințesă sau varianta divă. Adică exact, cam la astea ce exact se rezumă. Însă sunt și situații de rafinament și chestii, altfel de provocări și altfel de ținute. Și se văd, chiar știi că vorbeam noi acum câteva emisiuni, parcă chiciul nu mai e atât de prezent. Nu mai. Nici exagerările, am discutat chiar săptămâna trecută. Da, sunt foarte atente domnișoarele să iasă bine din casă și să dea bine pe display-ul aparatului camerei foto. Da, face cu o generație ceva mai frumos. Foarte frumos și au și de unde să aleagă. Nu mai este ca în copilăriile noastre, când nu găseam rochițele potrivite pentru o nuntă împreună cu părinții sau pentru alte ocazii importante. Bun, o aștept pe Selime să iasă pentru că vreau să ne luăm la revedere așa cum se cuvine și să ne spui dacă în viitorul apropiat există alte, nu știu, oferte ale magazinului. Dacă Violet ce mai face? Și dacă da, de ce? Hai să ne vorbim. Ia zi-mi. În primul rând, noi ne aflăm aici, în centrul Constanța, Fashion, magazinul de la etajul 1. Da. Este magazinul cu surprize, pe lângă faptul că filmăm noi aici emisiuni. Să știți că am spus-o cu tot întâmplător, n-am apucat să discutăm nimic, dar aflu și eu acum odată cu dumneavoastră. Știi că eu de obicei fac lucruri. Bineînțeles. A picat bine întrebarea ta. De acum încolo, pentru toate clientele care au fost fidele magazinului nostru și pentru persoanele care știu despre acest lucru, deci avantajul celui care se uită la emisiune, este o ofertă, deși nu va fi afișată, dar trebuie doar să spuneți că știți de ea. Ia auzi! 2 plus 1 gratis. Ce înseamnă asta? La două produse achiziționate există un bonus, cel de-al treilea produs, cel cu valoarea cea mai mică dintre ele. Dăm un exemplu, ca să fie clar. Luăm o rochiță, ne plac pantofii, luăm pantofi, ne poate veni bonus un plic, un claci, o poșetă, o bluză din magazin, un pantalon, un ceva. Depinde de nevoile. Toate cele trei produse sunt perfect alese de dumneavoastră. Perfect. Da? Perfect. La Violet încă nu. La Violet cred încă că nu sunt astfel de întâmplări. Nu, este totul prea nou și nu putem să facem lucrul ăsta. La fel cum nu putem să facem această ofertă nici pentru magazinul din de la parter, unde avem creații la Ana Radu și acolo nu putem interveni cu astfel de lucruri, nici politica firmei nu ne permite, nici contractul pe care îl avem cu ea. Însă, la brandurile pe care le avem aici la etajul 1, se poate acest lucru și anul trecut am făcut această ofertă într-o anumită perioadă de timp și a prins foarte bine și ne-am făcut mulți clienți și au fost foarte mulțumite și ne-au venit un feedback pozitiv. Bineînțeles, normal. Și aici vom face din nou același lucru. De ce vrem ca ținuta pe care o veți lua să fie cap-coadă? Perfect aleasă. Da, da, da. S-a arătat excepțional. Da. E perfect. Și parcă văd că mâine poimine dați o petrecere aici cu clienții fideli, clientele fidele, însoțite, bineînțeles, dacă au însoțitor, dacă nu, să vină singură să-și găsească jumătatea și perechea. Da. Uite, e o idee și asta. Da, m-ai întrebat și de Violet. Da. La Violet lucrurile decurg bine și sunt încurajatoare, că sunt la început de drum acolo. Bravo. Iar acum pregătim primirea unei noi colecții și anume linia de rochițe pentru domnișoare, pentru banchete. Pentru că ne apropiem din ce în ce mai tare de perioada banchetelor, domnișoarele mai tinere nu sunt răbdătoare și atunci nu cumpără neapărat în ultimul moment. Sau prea puține. Doar să-și cumpere din timp. Deja se uită și caută și deja pregătim colecția pentru așa ceva, surprize multe, modele frumoase, culori, prospețime, prințese scurte, prințese mai lungi, formele de inimioară, tot felul de propuneri care să arate tinerețea fetelor de bani. Păi, Aida, eu vreau să te întreb ceva. Când îți iei o rochie de mireasă, cu cât timp înainte o cumperi? Cu cel puțin 2 luni, că atât durează în primul rând comanda pe care o dai până la execuție. Și atunci fetele care se duc la banchet, bal și alte evenimente banjorat, de ce nu și-ar alege tot cu atât înainte? Nu știu
Vreau să spun că pentru fiecare vârstă există importanța evenimentului. Noi facem o emisiune a realului, ce se întâmplă de fapt. Da? Păi hai să spunem pe aia dreaptă. Dacă părinții, pentru că la această vârstă domnișoarele noastre depind în totalitate de bugetul părinților. Nu își pot permite în această lună să achite o rochiță. Se poate întâmpla? Bineînțeles. Atunci ce fac domnișoarele? Încă mai e întreținerea de iarnă de plătit. Categoric. Și stai că nu au nevoie doar de rochiță. Trebuie și pantofi și clar ajunge... și coafor. Acum mai nou vor unghii, gene false. Adică am avut tot felul de discuții. Acum depinde de fiecare dată în parte. Dar în general este bine să verifice, să se uite. Ele sunt în perioada în care trebuie să descopere cu ce le stă bine și să încerce. Și atunci trebuie să aibă sfătuitori buni. Categoric. Sunt convinsă. Bun, Selime, dacă ești gata, te așteptăm aici lângă noi ca să putem să plecăm mai departe. Să vedem dacă e gata, pentru că noi stăm de vorbă aici și ea poate nu iese de acolo de jenă să nu ne întrerupă. Iată că este gata. A, perfect. Hai, te așteptăm. Și le-a aranjat frumos. Numai bine, noi am stat de vorbă, ea și le-a pus frumos, elegant. Bravo. Bun, acestea fiind spuse, Aida, bineînțeles că îți mulțumim ca de fiecare dată. Selime, sigur, te va reține și va reține drumul până la magazinul tău. Ce să zic? Luăm asta așa, de să te ajut și eu. Și hai să mergem. Te pupăm, Aida. Să fie cea mai mare vânzare azi. Te-am pupat. Hai! La salon am fost întâmpinate cu aceeași căldură. Părul lui Selime a fost aranjat cu precizie de tinica și astfel dorințele participantei au fost îndeplinite cu succes. Raluca s-a ocupat și astăzi de machiaj și și-a propus să-i asigure lui Selime o privire de divă.
După vizita la salon, Selime poate fi sigură că va avea o seară de neuitat. Fata la relaxare, suntem gata să vă prezentăm cea mai nouă participantă a noastră. Selima, cum te simți? Nemaipomenit. Mă bucur. Îți place întru totul, da. Văd și ținuta, și părul, și machiajul. Când ne-am apucat de machiaj, ne-a mărturisit Selima că este adepta machiajului mai natural, mai... A spus că de când a apărut băiețelul în viața ta, ai dat totul pe repede înainte, exact. Și te ocupi mai mult de el. Asta nu înseamnă că te neglijezi pe tine, da. Dar ai adoptat stilul mai natural. Ești foarte frumoasă, te prinde bine, dar într-o seară în care trebuie să ajungi în club cu soțul, trebuie să eclipsezi toate domnițele și domnișoarele prezente pe acolo. Uite că rezultatul este și pentru tine cel dorit, este unul wow și pentru noi, ne bucurăm că ai participat și ai îndrăznit experiența schimbare de look. Sper că prietenele tale vor fi invidioase și vor vrea să vină și ele. Surora, ai zis că ai departe de România, exact, nu ne vor onora. Îmi pare că uite, aveam ocazia să facem toată familia așa fericită, dar n-are nimic. Eu sunt bucuroasă că te-am avut și îți mulțumesc foarte mult că ai îndrăznit să participi. Telespectatoarelor noastre le transmitem în continuare să îndrăznească, să îndrăznească. Sunați-ne, fetelor, și scrieți-ne pe schimbare de look @veritoral.ro și nu o să vă pară rău, pentru că, după cum vedeți, toate emisiunile noastre se încheie cu zâmbetul pe buze. Până data viitoare, eu cu Selima alături de mine vă pupăm și vă urăm toate cele bune și să aveți parte de un weekend cât mai plăcut, să vă distrați cât se poate de tare, să vă bucurați de cei pe afară și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Ciao!